E un club în care are foarte mare influență galeria, adică acolo unde galeria se implică, adică unde mănânci bătaie cu ei 7 goluri și cântă galeria și mulțumește galeria că de 7 goluri că nu e în decât. Și se anunță că va fi stadionul plin cu Sepsi acum după 7-2. Da, într-adevăr, asta e dovadă de susținere categorică. Și îi citeam multe mesaje în care oamenii spun că s-au lăsat mai ușor Rapidul pentru că își doresc giuleștenii să nu ia FCSB-ul titlu. Credeți în chestia asta? Totuși nu iei 7 goluri. Păi da, eu nu știu, sigur nu vorbesc, dar eu ce știu, că ei au declarat șeful galeriei că și 20 dacă luam, pe noi nu ne interesa, pe noi ne interesa să nu ia FCSB. Deci au declarat ei, eu nu zic eu de la mine. Corect. Ei au declarat. Corect, dar nu iei 7, adică... Cum? Zic, nu iei 7 goluri, faci și tu un 3-1 acolo, iei un 3-2, da. Iei un penalti, minutul 90, păi da. Ceva. Nu, asta nu înseamnă că eu incriminez sau dau vreo vină pe farul, nici măcar o vină, că oricum îi bătea și așa îi bătea. Valoarea? Așa ar spune, da. Îi bătea și așa îi bătea, na. Da? Deci nu, eu nu zic de farul, eu nici de treaba lor și nici de rapid. Îi găsește fiecare face ce vrea cu echipa lui.